Cisehunedoara continuă să rămână lider autoritar în seria noua din Liga a treia de fotbal, având 5 puncte în plus față de următoarea clasată, Metalurgistul Cugir. Fiind deja calificați în play-off, corviniștii au bifat o nouă victorie, câștigând cu 5-1 pe terenul celor de la Gloria Bistrița, a cincea clasată. Prima repriză a fost ceva mai grea, Hunedoara deschizând scorul prin Arnăutu, gazdele egalând prin Damian, dar Corvinu a avut replică imediată, intrând cu 2-1 la cabine, grație unui penalti transformat de Herghe Ligiu. În mitanul secund, hunedorenii au mai punctat de 3 ori prin Buș, Herghe Ligiu și Damota, antrenorul Florin Maxim fiind mulțumit și de rezultat, dar și de jocul prestat de elevii săi. Bucurător e faptul că avem posesie, avem răbdare, am început foarte, foarte bine meciul cu o bară, cu ocazia lui Herghe Ligiu singur cu portarul. Am început foarte, foarte bine meciul și mai important că l-am terminat mai bine. Dacă vreți, a fost jocul cam în oglindă cu cel de acasă. O apărare supraaglomerată a adversarilor. Trebuia să avem un pic răbdare să-i mutăm stânga-dreapta de două ori, după care puteam să abordăm la fel cum abordăm noi meciurile, cu jocul între linii, dar puteam să avem mai multă răbdare. Atât am avut de punctat la pauză, jucătorii au înțeles și după pauză am arătat mai bine. E bine că avem reacție după golul primit și mă bucură rezultatul și jocul. În ultimul meci din acest an, care contează pentru etapa a 15-a, Corvinul va juca acasă cu CS Ocna Mureș sâmbătă 4 decembrie de la ora 13, într-un meci în care se permite și accesul limitat al publicului. 300 de microbiști putând lua loc în tribunele stadionului Michael Klein pentru a urmări un joc în care Hunedoara este cotată ca mare favorită. S-a dat drumul la suporteri, 30% din capacitatea stadionului. Cumva vine ca și un cadou pentru fanii noștri care acum, de când am venit din vară la echipă, au fost alături de noi și cumva e un cadou pentru ei. CS Ocna Mureș, a șasea clasată, este unica echipă din serie care a scăpat neînvinsă în fața corviniștilor. Meciul tur din Alba încheiindu-se nedecis, scor 1-1, cele două puncte irosite fiind singurele pierdute de hunedoreni în acest campionat.